O adevărată apocalipsă s-a produs în seara de 30 august în Chișinău, dar și în mai multe raioane din țară din cauza averselor puternice. Străzile au fost inundate, zeci de vehicule au rămas blocate, iar crengile copacilor au fost rupte de vijelie. Numai în capitală au intervenit peste 100 de pompieri care au tractat vehiculele blocate în apă și au defrișat crengile căzute peste mașini și pe străzi. În unul dintre cazuri a fost deblocată o ambulanță în care se afla o tânără însărcinată. Medic Лайв добирается до спасателей. Что-то в руке держит. Наверное, телефон. Вот, походу, пожарные пошли спасать. Într-un alt caz, un autocar cu 20 de pasageri la bord a rămas blocat tot pe strada Albișoara. Acolo, pasagerii, dar și pompierii au intervenit minute la rând înainte ca autobuzul să poată fi mișcat din loc. Iar pe strada Ion Creangă a fost surprins momentul cum mai mulți trecători pur și simplu sunt luați de apă. Totodată, pompierii au pompat apa din mai multe subsoluri a blocurilor de locuit și administrative de pe adresele Dmitrie Cantemir, strada Braniștii, calea Ieșilor, Kiev și Gheorghe Madan. Tot de intervenția angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost nevoie pentru a tracta 5 autovehicule blocate pe strada Ion Creangă din capitală. În total, 33 de persoane, dintre care și femeia însărcinată din ambulanță, au fost salvate. Totodată, din 14 gospodării a fost pompată apa. Însă nu doar în Chișinău a fost nevoie de intervenția pompierilor. La Creuleni, salvatorii au defrișat mai mulți copaci căzuți pe traseu între satele Hârtopul Mare și Izbiște. O intervenție similară a avut loc și în localitatea Cocieri Dubăsari, după ce un arbore a blocat partea carosabilă de la intrarea în localitate. Lucrări de pompare și evacuare a apelor au avut loc și pe mai multe adrese din Găgăuzia, Cahul și Basarabeasca. În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în peste 70 de situații de risc, dintre care lucrări de deblocare, pompare, tractare, salvare de persoane și lichidare a incendiilor.